Salutare, dragă Scorpion, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Această etalare este pentru anul 2023, pentru cei născuți în zodia Scorpion, dar și pentru cei ce au luna sau ascendentul în această zodie. Începem etalarea de astăzi, citirea în tarot, cu energia lunii, energia anului 2023. Apoi vom vedea care este cea mai mare provocare pentru tine în 2023 și, bineînțeles, care este îndrumarea tarotului pentru acest an nou. Fiind o etalare colectivă, o citire în tarot generală, trebuie să înțelegi că anumite mesaje pot sau nu rezona cu tine, așadar rămâne la datoria ta să primești mesajele cu care rezonezi și să lași deoparte orice mesaj care ți-ar putea crea confuzie. Bineînțeles, dacă îți dorești mai multă claritate asupra situației tale sau asupra a ceea ce urmează să vină pentru tine în 2023, în căsuța de descrieri de mai jos, la acest video vei găsi modalitățile prin care mă poți contacta pentru a programa o ședință la terapia cu tarot. Începem cu energia lui 2023, energia generală a anului ce vine. Hai să vedem. Pentru zodia Scorpion 2023. Care este energia? Mențineți ferm viziunea. Aș spune că este foarte important să-ți cunoști propria persoană pentru a nu te îndoi sau nu avea niciun fel de îndoială asupra a ceea ce vizualizezi despre viața ta. Este foarte important să-ți menții această viziune și să înțelegi că este foarte important să rămâi ferm, indiferent de situația cu care te confrunți, indiferent de ce vine către tine în 2023 ca și obstacole, provocări, este foarte important să fii atent la acestea, dar și să nu îți pierzi viziunea, să îți menții această dorință și în baza a ceea ce primești în calea ta să acționezi în consecință. Asta în cazul în care ceea ce vine către tine nu îngreunează situația ta sau nu duce lucrurile din mai rău în mai rău, pentru că există și o a doua posibilitate pe care acest card o prezintă, și anume un blocaj. Și atunci, dacă ceea ce primești ca și experiențe nu sunt în concordanță cu viziunea ta, poate că este nevoie să te adaptezi, da? Poate că este nevoie să schimbi direcția sau orice altceva este nevoie. Poți înțelege ceea ce ai de făcut doar atunci când ești foarte atent la ceea ce Universul, Dumnezeu, îți trimite în cale. Trebuie să nu te încăpățânezi, da? Ci trebuie să fii foarte sincer cu tine. Ai nevoie de perseverență, de încredere și de răbdare și să eviți orice stagnare. Dar în momentul în care lucrurile nu se mai întâmplă sau lucrurile nu mai curg către tine
înseamnă că ceva din ceea ce faci nu este potrivit pentru viața ta. Și atunci trebuie să fii pe fază, ca să zic așa, pentru a înțelege semnele pe care le primești și sincronicitățile pe care le primești pentru a produce ajustările necesare. Hai să vedem care este cea mai mare provocare acum pe 2023. Trezirea eminamente benefică și paranormală. Va fi un an al trezirii tale spirituale, dragă Scorpion. Cred că ți-am mai spus lucrul ăsta în citirile trecute pentru zodia ta. Sunt anumite schimbări care trebuie produse. Și atunci este foarte important, cum ți-am zis de la început, să fii pe fază. Acest card îți reamintește că deții deja toate instrumentele pentru a te ghida și a te orienta în viață. Fie că vorbim despre înțelepciune, intuiție, creativitate, motivație, iubire, voință, orice instrument este vorba, este deja în tine, trebuie doar să-l pui în, să-l exprimi. În momentul în care vei învăța să folosești sau să le folosești în mod constructiv pentru tine, îi vei permite universului să lucreze împreună cu tine. Pentru că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, universul îți este alături și te va ajuta ca tu să reușești să obții ceea ce ți-ai propus și, bineînțeles, ceea ce este benefic pentru tine. Ai abilitatea de a-ți crea propria realitate, însă nu o poți face în adormire. Trebuie să deschizi ochii și trebuie să înțelegi că ești gata să pornești într-o nouă direcție. Viziunea pe care o ai, da, asupra vieții, ea este foarte posibilă, însă nu cred că este posibilă din locul în care te afli. Așadar, este foarte important să îți înțelegi puterea interioară și să găsești lucrul care te face să fii plin de credință și motivație și direcție. Poți realiza tot ceea ce îți dorești, iar acest card reprezintă magicianul în tarot. Hai să vedem. Trebuie să mergi înainte. Trebuie să îți stabilești drumul, da? Trebuie să îți cunoști obiectivul. Pentru a face treaba asta este necesar să te eliberezi de anumite constrângeri de care ai parte în momentul ăsta și care într-un anume fel te limitează. Trebuie să înțelegi că la fiecare capăt de tunel există o lumină, însă pentru a ieși din întuneric și a vedea lumina, trebuie să ieși din postura de victimă și trebuie să te eliberezi de atașamente. Indiferent de ce fel de atașamente vorbim, poate că vorbim de atașamentul față de oameni, de părerea lor, poate că vorbim de atașamente materiale, indiferent despre ce este vorba, pentru a ajunge în bunăstare și în echilibru, este necesar să te îndepărtezi de lucrurile care nu mai sunt folositoare pentru tine. Uh,
Ajungi la finalitate și la completarea unui ciclu în viața ta. Iar această viziune despre care îți spuneam la început, poate că ea trebuie regândită sau readaptată la momentul prezent, la ceea ce este pentru tine, la momentul în care începi să transformi lucrurile în viața ta. Există șanse ca tu anul acesta să ai parte de o călătorie, poate fi o călătorie spirituală sau chiar o călătorie fizică. Aș tinde cu trezirea și cu viziunea că este mai mult vorba despre călătoria ta spirituală, despre evoluția ta în plan spiritual. Ia să știi că vine destul de rapid, adică dacă pornești pe acest drum, lucrurile care vin către tine sunt destul de rapide. Ai foarte mari șanse să dobândești armonie și liniște și echilibru în 2023. Însă pentru a face treaba asta, trebuie să arăți mai multă recunoștință. Trebuie să ieși din starea asta de nemulțumire, trebuie să ieși din focusul pe care îl ai pe lucrurile care nu funcționează și să fii atent la ceea ce Dumnezeu îți tot arată în calea ta. Îți întinde mâna cu noi oportunități de fiecare dată și este foarte important să vezi lucrul ăsta. Nu te simți cumva rănit sau, da, îți spuneam de postura de victimă, trebuie să ieși de acolo. Și practic nu mai e foarte multe de înțeles ca să ieși din această atitudine nebenefică pentru tine. Însă trebuie să-ți lași vechile bătălii în spate, nu mai trebuie să le car după tine. Da, și din nou viziune către viitor. Viziunea ta către viitor trebuie să fie plină de energie pozitivă. Adică ceea ce visezi trebuie să fie măreț. Nu trebuie să ai teamă să visezi. Este foarte important să alegi între zona ta de confort și evoluție. Pentru că dacă îți dorești succesul, dacă îți dorești stabilitate emoțională, ele nu pot veni din zona ta de confort. Trebuie să-ți depășești condiția. Trebuie să-ți depășești condiția. Cavalerul de spade din nou de data asta în poziție inversă. Aici e vorba despre felul în care îți direcționezi energia, cât de multă răbdare ai și cât de impulsiv acționezi, cât de centrat ești și cât de prezent ești în a găsi soluțiile benefice pentru tine, soluțiile luate și care nu te țin cumva înapoi, ci îți dau voie să mergi înainte. Vor apărea chestii neprevizibile, hai să vedem despre ce este vorba aici. Are legătură cu consecințele unor acțiuni trecute în care a existat un dezechilibru
în felul în care obișnuiai să te relaționezi sau să faci lucrurile, o energie foarte negativă, da? Modul tău de acțiune era foarte prost gestionat, pentru că nu te conducea în rezultate benefice pentru tine, ci mai degrabă să te învârți într-un cerc vicios și toxic pentru tine. Se va întâmpla din nou acest lucru, va veni din nou genul ăsta de experiență în viața ta, tocmai pentru a întrerupe acest ciclu karmic. Vei fi pus în fața unei decizii și mare atenție că trebuie să iei decizia opusă a ceea ce ai obișnuit să iei până la momentul respectiv. Hai să vedem despre ce decizie este vorba. Partea emoțională, felul în care îți gestionezi emoțiile, relațiile din viața ta și modul ăsta în care obișnuiai să faci lucrurile și să-ți gestionezi emoțiile îți provoca foarte multă confuzie mentală. Îți te făcea să supraevaluezi sau să supragândești lucrurile. Ca să ieși din ceața asta mentală, trebuie să acționezi diferit față de cum erai obișnuit, adică să lași în spate toate acele tipare care nu îți mai sunt de folos, să lași în spate orice reacție negativă, în același timp judecata față de ceilalți, vorbitul despre alți oameni, faptul că îți dai cu părerea atunci poate când nu ți este cerută, este o energie negativă pentru tine care recrează o altă energie în aceeași dinamică. Trebuie să înveți să nu mai pui atât de mult preț pe partea materială, trebuie să înveți să comunici și să-ți exprimi adevărul într-o manieră mult mai caldă, să nu mai fii atât de rece în modul în care te exprimi și nici să nu mai fii atât de încăpățânat și mai ales să nu mai ai tendința de a te retrage în carapacea ta ori de câte ori simți că nu ți se dă dreptate. Sfatul pentru tine este să ieși din mintea ta și să fii mai prezent în viața ta pentru a putea profita de fiecare moment de schimbare, de fiecare moment care te poate duce în evoluție, să ai credință, să iei pasul ăla de credință către a-ți trăi viața mai liber și a nu te mai condiționa atât de mult. Poți face treaba asta când depășești barierele minții, când nu-ți mai asculți atât de mult mintea și ai mai multă credință în divinitate și mai multă încredere în ceea ce sufletul tău îți spune și îți dictează. Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă ai rezonat cu această citire în tarot. Sper să ai parte de mai multă claritate pe 2023, să ai curajul de a deschide ochii și a-ți transforma viața. Te îmbrățișez cu drag și ne revedem în următoarele videouri.